Vizita inspectorilor sanitar-veterinar la stâna fermierului bănuit de ilegalități a scos la iveală concluzii neașteptate. Niciun animal din exploatația fermierului anchetat nu deținea crotalii. Asta în timp ce, din 2009 până în prezent, medicul veterinar din comuna Vorniceni, Laur Pintilie, a făcut deconturi pentru acțiunile sanitar-veterinare declarate. În urma anchetei și a informării ANSVSA, s-a reziliat contractul de concesiune a medicului veterinar. Contractul de concesiune oricum expira pe 1 septembrie. Autoritatea nu și-a dat acordul pentru prelungirea contractului pe o perioadă egală cu jumătate din perioada inițială, adică pentru 7 ani jumătate. Medicul veterinar a ajuns în atenția autorităților după ce oamenii legii au efectuat percheziții în casa unui localnic din Vorniceni, bănuit de contrabandă cu țigări și alcool. În podul casei acestuia au găsit peste 400 de crotalii pentru ovine și bovine, care în realitate fuseseră sacrificate sau vândute cu luni sau chiar ani înainte. Din primele verificări efectuate a rezultat că, prin încălcarea normelor ANSVSA, crotaliile au fost înregistrate în perioada 2009-2014 în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor. Atât în baza acestor înregistrări, cât și a unor declarații neconforme cu realitatea, au fost solicitate și obținute de la APIA Botoșani subvenții pentru creșterea animalelor.